ziua! Suntem la primăria sectorului 3, o primărie modernă, spațioasă, și suntem în dialog, suntem invitați la domnul primar Negoiță, Robert Negoiță, mereu în dialog cu noi, ne bucurăm foarte mult, mulțumim de invitație și de prezență. Bună ziua, să rămână, vă mulțumesc pentru... Eu v-am invitat aici, dar dumneavoastră ați avut inițiativa lăudabilă de a face acest podcast, ceea ce vă și mulțumesc și vă felicit în același timp. Mulțumim, pe lângă perioada asta foarte intensă și interesantă, pe lângă diferitele inițiative care au loc în București, noi am avut această inițiativă, acestei declarații, care de fapt pune pe prima pagină câteva priorități pe care profesia de arhitect, dar nu numai, toată zona de proiectare, construcții, sunt câteva priorități ale acestor zone, priorități și idei pe care cred că cu toții le avem, ni le dorim pentru București, și ne-am folosit de această ocazie de a veni în discuția lor, de a veni la dumneavoastră și cumva pe câteva din aceste priorități să țesem un dialog care sunt sigur că va fi foarte, foarte frumos. Alături de mine sunt colegii mei, vicepreședinți, Irina Meliță, Bogdan Fezi, și sper în câteva minute sau câteva zeci de minute să povestim câteva lucruri. Primul aspect, sunt sigur că știți, autorizații, avize, cât mai rapid, toată industria își dorește. De altfel e interesant, pentru că Bucureștiul, în esența lui, e unul dintre cele mai antreprenoriale orașe. Și atunci el se dezvoltă rapid, dezvoltarea rapidă presupune inclusiv zona aceasta de autorizare eficientă, de o mișcare mai rapidă în zona documentelor. Cum reușim să eficientizăm? Cum reușim să obținem mai în timp real o autorizație de construcție, un certificat de urbanism? E vorba de digitalizare, platformă online, digitală. Cum reușim să facem lucrurile astea? Cum reușește primăria sectorului 3? Ce vă doriți în acest sens? Am parcurs așa puțin în diagonală manifestul pe care dumneavoastră îl propuneți și evident că sunt pregătit să vă răspund tuturor întrebărilor dumneavoastră. Chiar și așa, aș avea și o întrebare eu, da, să vă întreb pe dumneavoastră, și anume, cum de a ajuns finalizarea planului urbanistic general, cum a ajuns pe locul 2? Pentru că dacă e din punct de vedere urbanistic în București, părerea mea că nu avem o problemă mai mare decât chestiunea asta. Pe de o parte, pe de altă parte, finalizarea planului, aș avea oarecare rezervă că formularea este reală. El trebuie început, planul urbanistic general. Orice proiect de acest tip începe cu un draft. Da. Ori eu n-am văzut acest draft. Probabil că el există pe undeva. Noi nu l-am văzut. Și mi se pare în regulă că discutăm, iată, de finalul unui alt mandat de primar general, care nu că nu ne-a pus la dispoziție un plan urbanistic general, ci pur și simplu ne-a prezentat un draft, ceea ce mi se pare nu grav, inacceptabilă chestiunea asta. Și repet, de ce spun că ar trebui să fie prima? Pentru că, da, întrebarea dumneavoastră depinde în totalitate de acest punct. Păi, stimați colegi, să ne înțelegem, fără o reglementare urbanistică actuală, nu ai cum să le rezolvi pe primele. N-ai cum. Eu îmi doresc, apropo de tehnologizare, digitalizare, așa cum vă spuneam, noi ne dorim ca să îți iei certificat de urbanism în 3 minute. De acasă. Dumneavoastră, da, sunteți în concediu la munte, ați ieșit la aer curat cu copiii și ziceți așa, mă, vreau să știu și eu terenul meu din, da, strada X. Aș vrea să știu și eu ce reglementare urbanistică are. Intrați, v-ați pus coordonatele GIS, da,
mă rog, de cadastru, da, așa, și într-o secundă vă arată și dați print certificatul de urbanism. Asta e normalitatea. O țară, mai ales am văzut, mă rog, da, haide că ajunge, da, și la punctul 2, pe care sper ca la următoarele întâlniri poate puneți totuși, cred că, repet, nu avem ceva mai grav din perspectivă urbanistică în acest oraș decât lipsa reglementării, adică lipsa planului urbanistic general. Ce? Da, te rog. Contextul, într-adevăr, este foarte larg. Întâi trebuie să spunem că filiala București are peste 4.000 de arhitecți, deci circa 40% dintre arhitecții din țară, și prioritățile acestea sunt ierarhizate sau selectate în funcție de un sondaj pe care l-am făcut în filială, în sensul că reprezintă pe de-o parte opțiunile arhitecților, dar interesează pe toată lumea. Interesează pe investitori, pe primari, toată lumea e implicată. Ordinul arhitecților reprezintă atât membrii săi, cât și interesele orașului. Și pentru că vorbim aici de contextul foarte larg, care înseamnă planuri urbanistice zonale, planul urbanistic general și, de ce nu, faptul că se află în continuare în Parlament codul amenajării teritoriului și urbanismului, aici ordinul arhitecților, în mod sistematic, a mai tras un semnal de alarmă, care a fost din 2007, cel puțin încoace, tras și de experți francezi chemați în expertizarea legislației din domeniu, anume nevoia de a limita derogările date prin puzuri. Cum vedeți din punctul ăsta de vedere, în situația în care sperăm să avem într-un număr de ani PUG-ul finalizat, cum vedeți raportul ăsta dintre derogările date prin puzuri și PUG, cu atât mai mult cu cât codul urbanismului ar prevedea la ora actuală, în premieră în ultimele 3 decenii, că și prin puduri se vor putea face derogări de 20% de la CUT, inclusiv de către primările de sector? În mod normal, tot în planul urbanistic general se prevăd limitări. Și depinde ce scrie acolo. Și în mod normal, faci un proiect bun, o reglementare bună, astfel încât să nu mai existe obiecțiuni credibile. Că, de exemplu, noi aici, n-am avut până acum, nu puteam să modificăm parametrii în PUD. Probabil că în proiectul de lege, ziceți dumneavoastră. În proiectul de lege, da. Legea actuală, din ce știu eu, prevede ca sectoarele să elibereze documentație, inclusiv PUZ, mai puțin pe zona centrală. Și ar fi o variantă corectă. De ce zic eu treaba asta? Pentru că, iată, noi, în disperare de situație, că nu avem nicio reglementare validă astăzi în București, când zic noi, nu noi sectorul 3, noi, toate sectoarele din București ne-am demarat documentație de tip plan urbanistic zonal, pentru că ne dorim să lucrăm pe reglementare. Cui place haosul? Probabil, da, unor dezordonați, unora care vor să facă prostii. Noi care vrem să lucrăm curat, cinstit, transparent, predictibil. De aceea am demarat documentații de tip plan urbanistic zonal din cauza lipsei planului urbanistic, da, general. Ceea ce am spus-o din totdeauna este o variantă de mare compromis. Nu poți reglementa un oraș cum e sectorul 3, adică au comunele din jurul, comunele din România au documentații de tip plan urbanistic general și tu, cel mai mare oraș din România după București, că unii vorbesc de Iași sau de Constanța, că sunt orașe mari. Păi, sunt într-adevăr printre cele mai mari, dar ca să ne înțelegem, sectorul 3 este cât Iași și Constanța la un loc. Nu poți tu să reglementezi așa ceva cu o documentație de tip plan urbanistic zonal. Dar, repet, în disperare venim să facem așa ceva. La întrebarea dumneavoastră, repet, o documentație făcută bine ca plan urbanistic general, în mod normal trebuie să limitezi, dar atâta vreme cât e făcută bine. Pentru că am văzut niște proiecte și făcute foarte... Mai puțin bine. Să zicem mai puțin bine și atunci mai poți să îndrepți cu niște documentații de plan urbanistic zonal. Repet, normalitatea este ca să o stabilești, să o faci și să o faci bine. Iar aici nu sunt foarte multe, că nu, da, sunt de specialitate. Dar
am înțeles de când lucrez aici, am înțeles și eu cam care e noima. Păi dacă tu pui construire densă în zona unde e stație de metrou și intersecție, este o abordare corectă. Dacă nu respecti aceste reguli, asta înseamnă o abordare pe care de la dumneavoastră am învățat-o și de la urbaniștii general, că e abordare greșită. Și atunci, repet, la întrebarea dumneavoastră, răspund așa. 1. Ar trebui să avem cât mai repede, dar mai important decât repede, ar trebui să avem o documentație de urbanism bună. Bun, și care, corect, da, în mod normal, apropo de predictibilitate și transparență, ar trebui să nu mai poată fi schimbată decât mici ajustări stânga-dreapta, care asta că 5%, corect, 7%, 10%, asta pe anumite criterii, pe altele, de exemplu, spații diverse, așa mai departe, acolo n-aș da niciun fel de dreptul de derogare. Ori asta o scrie în documentație, în planul urbanistic general, în care nu dai voie să umble la așa ceva. Mai mult decât atât. Nu acolo e problema noastră principală. Problema noastră principală și insistăm de primăria generală de mulți ani. Să avem posibilitatea de a urmări inclusiv după recepție, că noi avem pârghii acum. El vine și la recepție, ai văzut trei copaci și firele de iarbă pe care le are în autorizație, iar a doua zi după ce așa, el a pus pietrișa și turna beton și îl face parcare sau îl face altceva, îi schimbă destinația, noi nu mai avem capacitatea legală să urmărim ce se întâmplă acolo. Ori pe noi ne interesează ce se întâmplă a la luăm, nu neapărat în ziua în care fac recepție, copacii să trăiască, să dezvolte, să genereze oxigen și să ne scape de întrebare tot legat de pug. Pentru că, într-adevăr, cum a zis, așa este, dacă nu ai cadrul ăsta. De exemplu, ce se va întâmpla, cum vedeți, cum o să mergeți mai departe când, ok, nu se termină pugul, e tot această perioadă grea și va trebui să, din nou, să aveți un dialog greu de aici, de la sector, cu Primăria Capitalei. Cum vedeți să deblocați astfel încât să nu pierdeți investitorii, să nu pierdeți inițiativele de aici? Cum vedeți dinamica asta între Primăria de Sector, Primăria Capitalei în perioada următoare, în contextul ăsta mai dificil, în care pugul încă nu e gata, astfel încât să mențineți condițiile bune în sector? E o chestiune de principiu, și anume, nu neapărat partea de urbanism, ci în general, noi încercăm să scoatem maxim din conjunctura pe care o avem. Evident că în acest moment, relația dintre primăriile de sector, și aici nu discut doar sectorul 3, da, chiar am vorbit cu ceilalți colegi de la celelalte sectoare, și în speranță, trebuie să găsesc eu pe unul care are un dialog bun și am ce învăța de la el. Adică, bă, și cum ai făcut tu? Că vreau să văd, vreau să merg pe aceeași cărare ca și tine, că pe mine mă interesează conflictele. Am spus-o și repet. Cine caută conflicte, pierde. N-ai cum să câștigi. Da. Oamenii nu mai vor treaba asta. Oamenii vor să le rezolvi problema. Cum? E treaba ta, că de aia te-au pus. Nu l-am întâlnit, poate mă ajutați dumneavoastră, eu nu l-am întâlnit pe fie el primar de sector, fie el ministru, sau care să relaționeze normal, pe chestiuni nu personal, nu pe chestiuni instituționale cu actualul primar general. Nu l-am întâlnit și de asta și regretul meu că n-am de la cine să învăț. Sincer, n-am reușit. Cum o văd eu ce ar putea fi, facem maxim ce putem face. Dar nu e ușor, apropo de ce spuneați dumneavoastră, ni s-a întâmplat, de exemplu, eu am participat la nenumărate discuții că vin în audiență: domnul primar, avem documentația de mult la dumneavoastră și nu ne-ați eliberat-o. Păi ce, noi v-am dat un mesaj să veniți la o discuție. Luați-vă proiectantul, luați-vă arhitectul și haideți la o discuție cu noi, pentru că dumneavoastră, așa cum ați depus documentația, iese cu puz, așa cum ați depus-o. Da, da. Dacă aduceți proiectantul încoace, haideți să vedem ce soluții găsim, să respectăm și legea, dar să nu mai fie cu puz, pentru că iată de ce nu vă dau cu puz. Primarul general se laudă, adică e declarație publică în care spune: domnule, eu mă laud cu chestia asta, că niciodată n-am semnat niciun puz. Și atunci noi știm că dacă vă dăm treaba asta, e o investiție mai puțin în sectorul 3. Pe noi ne interesează să încurajăm investițiile. Investițiile aduc locuri de muncă, aduc dezvoltare, aduc plus valoare. Noi încercăm să-i adunăm. Dumneavoastră, dacă eu vă semnez asta, pe varianta asta,
tocmai o investiție mai puțină în sectorul 3 și de asta haideți încoace să vedem ce formulă găsim ca să poți pune alt tip de comunități. Asta ne aduce la un alt punct de pe, dintre prioritățile colegilor noștri arhitecți, care vorbesc despre un dialog permanent dintre proiectanți și primărie și, mă rog, departamentul de urbanism al primăriei, pe de-o parte, felul în care puteți să discutați cu ei pe parcursul proiectului înainte de autorizare, ce se poate schimba cât să se eficientizeze raportul ăsta dintre proiectant și autoritatea publică, pe de-o parte. Și pe de altă parte, noi am fi vrut să vă întrebăm și despre cum vedeți colaborarea dintre noi, oare București și Primăria Sector 3, posibilă în viitor, astfel încât să vă putem fi mai aproape decât am fost până acum în deciziile de strategii urbane, poate, ce se vor lua în viitor. Și în același timp să ajutăm și proiectanții, să ajutăm și administrația, că avem nevoie unii de alții, de fapt. Noi avem instituția audienței la Sectorul 3. Și cine să se înscrie în audiență, în mod normal, cel mult o lună de zile, pentru că avem întâlnirile la audiențe la noi sunt tematice. Da. Adică nu discutăm așa pe toate temele. Toată lumea intră acolo și discutăm teme de urbanism. Și o discutăm principial ce se poate face, cum se poate face. Avem parcări și așa mai departe. Ori, cine are nevoie de dialog cu noi și nu o poate rezolva direct cu departamentul, se scrie în audiență și de multe ori se rezolvă problema înainte să ajungă la audiență dacă e o chestiune rezolvabilă. Dacă, pentru că cei de la, din departamentul respectiv văd că au audiență cu mine și își dau seama că au nevoie de argumente foarte solide să-mi spună de ce s-a rezolvat până în ziua audienței. Dacă nu se rezolvă până în ziua audienței, în proporție de peste 90% au întâlnire cu mine, particip în audiențe în general, sunt și excepții mici, dar în general au discuție directă cu mine și cu cei implicați. Și dacă nici acolo nu reușim să găsim soluții, înseamnă că e o chestiune foarte complicată și plecând de la premisa că e posibil să nu găsim soluții pentru orice. Dar de principiu încurajăm dialogul pentru că înainte de orice noi ne dorim investiții în sectorul 3. Legat de asta... Îmi cer scuze. Pentru Dumnezeu, sunt orașe, oameni normali în lumea asta care dau facilități fiscale. Dom'le, doar că le fac, le dau bani. Dom'le, haideți la noi, pentru că generați plus valoare, generați creștere economică. Suntem, trăim mult mai bine dacă voi veniți aici să investiți la noi decât înainte. Noi nu putem, că legea nu ne permite să facem chestii de genul ăsta. Dar măcar lucrul ăsta, să ne întâlnim cu oameni și să încercăm să-i ajutăm. De asta există primărie sector 3, să-i ajutăm pe oameni. Iar dacă ați întâlnit vreodată pe cineva care spune că nu a găsit sprijin la primăria sector 3, chiar vreau să-mi prezentați și mie, pentru că ar fi o excepție de care nu știu. Credeți-mă, am lupta asta permanentă cu colegii care, da, e adevărat, după ce am fost treziți de dimineață de către niște domni care absolut, cum să spun, e normal ca parchetul, ca instituțiile statului să-și facă treaba. Dar am fost treziți de dimineață, cred că am fost vreo 16 în acea dimineață, la ora 7, ne-au întors sertarele cu lenjerie intimă și percheziție în bună regulă în toată casa pentru o suspiciune că ar că o autorizație de acum 8 ani, atunci era 8 ani, acum la mine de 9 ani, ar fi ceva în neregulă cu ea. Și am zis, băi, e vreo suspiciune de dare sau luare de minte? De ce nu? Și nu avem așa ceva, dar se pare că autorizația nu e chiar în regulă și am venit să o verificăm. Apropo de ce am amintit treaba asta, să înțelegem și reticența colegilor de a pune semnătura pe orice document. Apropo de deci colegi, o luptă permanentă. Apropo de colegi, mai e o dorință și poate un ajutor al filialei. Multe primării au probleme acum să angajeze personal, să aibă suficient personal de profil, adică urbaniști, arhitecți și așa mai departe, în departamentele care prelucrează aceste informații. Cum vă situați din punctul ăsta? Sunteți mulțumiți? Aveți alte planuri pentru viitor? Reușiți să prelucrați în timp util toată informația? Viața m-a învățat să fiu mai diplomat. Aici mi-e foarte greu să fiu diplomat. Ca să vă răspund foarte scurt și argumentez, rău. Doamne ajută că avem
legea salvezării de acum vreo 6 ani, dacă mi-amintesc eu bine, ceea ce mi-a ajutat enorm că am mai crescut salariile, dar chiar și așa sunt mult mai mici pe partea de urbanism decât în piață. Mult mai mici. Și e greu să atragem specialiști. De la greu la foarte greu. Și atunci am zis, ok, nu ne vin specialiști din piață, nu e problemă, îi formăm noi. Și am transformat multe posturi în debutanți și am angajat mulți debutanți care au stat la noi până au prins drept de semnătură și au plecat. Și nu a mai rămas niciunul. Și noi ne chinuim să-i formăm ca specialiști, că au, știți, da, mai bine decât mine, că au nevoie de o perioadă să practice înainte să aibă drept de semnătură și când au, și când au ajuns să aibă drept de semnătură, nu i-am mai văzut pe aici prin instituție. Și n-are cum să fie decât trist. Asta, bun, pe de altă parte, este o veste bună, că asta înseamnă că sunt locuri de muncă în privat, că n-au plecat pe stradă, au plecat la joburi mai bine plătite. Iar la noi în instituție mai e și riscul ăsta cu anchete, cu dosare. Da. Cu... Cred că partea aceasta încă nu o cunosc și nu știu cum să facă față, de exemplu. După 2 ani de instituție, în mod normal, n-am ar trebui. Da. Că de asta îi luăm de la, de la facultate și încercăm să-i formăm tocmai în ideea în care să vadă ce înseamnă, care sunt riscurile, cam cum se procedează, cam cum se lucrează. E mult de îmbunătățit aici. Dar e o discuție asta. Ce idei ați avea? Foarte ce important. Idei? Ce am putea face oare să vă susținem în sensul ăsta? Sau nu știu. Wow! Cred că nu vreți să știți părerea mea. Da, foarte bună întrebare. Vă mulțumesc pentru ea. Cred că pe de o parte o să vă placă ce sper că măcar o componentă, cealaltă componentă nu o să vă placă foarte tare. Da, eu aș, nu știu dacă aș desfința, dar aș limita foarte mult atribuțiile primăriei pe partea asta și aș responsabiliza mai mult partea de proiectare. De exemplu, este foarte neregulă că se apucă ai mei colegi să coreleze între partea scrisă și partea desenată, iar în partea desenată, ce am văzut eu prin niște lucrări de genul acesta, 4-3 nu fac 12, fac 7. Aici în arhitectură, când discutăm de suprafețe și de chestiuni de genul ăsta. Aici revin, aș responsabiliza mult mai tare instituțiile de proiectare astfel încât să-și asume ei responsabilitatea pe ele, iar tu ca investitor ai grijă pe cine ți-i iei, adică ia-ți niște oameni care să nu te ducă în faliment, pentru că la un moment dat dacă ai niște daune atât de mari, iar ăla e insolvabil, sunt bani pe care îi pierzi tu, pentru că, repet, atribuțiile instituției publice trebuie să fie cât mai limitate. Mai degrabă primăria trebuie să aibă partea de reglementare. Eu am creat un cadru general, am dat niște direcții, am pus niște principii, le-am aprobat transparent, ele există, ți-ai luat certificatul, după care dumneavoastră o faceți treaba, ce treaba am eu să interferez în chestia asta? Cam asta e optica primărilor europene. De fapt, responsabilitatea... Da, ce-ai scris tu acum, exact. Să văd, e la fața locului, da. Responsabilitatea maximă în alte părți e la beneficiar și la proiectant, într-adevăr. Ca vorbeam noi acum, codul încearcă să impună direcția asta, o să vedem ce o să se întâmple. Să dea Dumnezeu. Asta mi se pare că e direcția corectă. Cam asta mai e și întrebarea legată de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, dacă ați lucrat cu profesioniști pe partea asta. Mă rog, sigur că are o, să zicem, atribuții limitate, în sensul în care e o comisie care consultativă. Dar este un corp de profesioniști care poate fi aproape primăriei în deciziile de planuri, mă rog, legate de urbanism atât, mai mult. Da. Din experiența mea de viață, de cele mai multe ori aceste comisii au fost folosite cu scopuri absolut meschine. Ca să nu intrăm în prea multe detalii. Uh-huh. Adică primarul face cu ochiul, zice, bă, dă-i-o lui ăsta. Și vine comisia care nu are personalitate juridică, nu are responsabilitate, nu are nimic, își dă cu părerea. Iar cei care sunt numiți în acea comisie sunt primiți de primar, care răspund la comenzile primarului. Și ca să nu zică primarul nu, zice, bă, comisia... Am fost eu la o comisie de genul ăsta. Se știe că ați avut niște interferențe. Absolut, aberante pentru Dumnezeu. Au zis niște inepții acolo. A sectorului? Nu, la primăria generală. Noi n-am avut niciodată așa ceva, că noi suntem transparenți. Adică n-am nevoie de o comisie de genul ăsta, că dai direcție de urbanism pentru Dumnezeu.
Păi pentru ce mai țin pe oameni de la urbanizări? Dar repet, am fost la o întâlnire de genul ăsta, am auzit atâtea inepții în acea discuție, încât personal am luat telefonul și am început să filmez. A zis, asta nu se poate, asta trebuie să rămână pentru posteritate. Și au zis, nu zice că noi avem regulă în comisia noastră că nu se filmează. Bă, să muriți voi. Acum vă mai lansăm o provocare care ar putea să ușureze viața multora. În legea 50 a construcției la origine, așa cum se practică în foarte multe orașe europene, era prevăzut acordul unic. Anume, beneficiarul venea cu un dosar la primărie și primăria îi chema pe toți cei implicați ca să dea vize, venea odată, dădeau vize sau nu dădeau tuturor. La ora actuală, beneficiarii sau arhitecții trebuie să meargă cu dosarele la diversi avizatori. Credeți că așa ceva s-ar putea pune în aplicare? Ar fi în vedere așa ceva prin noul cod al amenajărilor sau poate prin niște programe pilot făcute la nivelul primăriilor? Cum s-ar putea facilita și grăbi demersurile acestea? E foarte bun. Știu ce a fost. N-am prins. A fost mult înainte să ajung eu pe aici. Dar da, să-i adun pe toți la o masă și să iei decizii și să ai mai departe, se scutește mult timp și apropo de chestiunea asta, deci în tot ce spuneți dumneavoastră, avizatorii, în proporție covârșitoare, sunt instituții ale statului. Cine ar trebui să încurajeze investițiile? Întrebare retorică. Păi tu ca stat, dacă nu mai ai investiții, ești mort. Cu ce îți duci tu sistemele de educație, de sănătate, administrația, fie locală sau centrală, toate sistemele care trebuie să funcționeze într-un stat normal? Cum poți tu dacă nu-ți merge economia? Deci, repet, tu trebuie să fii primul interesat să încurajezi investițiile, da, așa cum încercăm noi primăria sector 3, să încurajăm orice tip de investiții în sectorul 3. Ar trebui să existe așa ceva. E lăudabil. Eu sunt primul care militez și aș înființa imediat, aș da un spațiu. Haideți, mă, veniți aici, vă întâlniți, vă faceți treaba, știți ce aveți pe ordinea de zi, veniți cu un punct de vedere. Hai să ne corelăm, hai să ajutăm să avem investiții, nu să-i trânăm, să-i lungim, să-i dăm afară din București. Cum să dăm afară investitorii din București? Este rău pentru cetățenii care au avut încredere în noi să ne voteze. Un moment. Nu zic că să orice tip de investiții, să mai aglomerăm centru. Vai de mine, la mine la cabinet se știe. Tot ce e de la Grigorescu încoace, trebuie să văd eu, cel mai mare de pe plus 2. Să ne asigurăm, e drept omului, de acord, hai să mai ne mai uităm o dată. Nu întâmplător, dacă ați văzut opinia mea referitor la consolidări, la clădirile care stau să cadă. Vă spun ceea ce am mai spus de atâtea ori. Nu cred că e în regulă să mai consolidăm o grămadă de clădiri care, 1, durează mai mult, mai multă mizerie, costă mai scump și e mult mai prost decât ar fi o clădire nouă. Dar nu asta ar fi cel mai important. Cel mai important este că aceste clădiri ar trebui, mai ales în centrul orașului, unde oricum avem densitate prea mare, ar trebui demolate și spații verzi. Noi, ca primărie, am demolat clădiri pe care le-am transformat în spațiu verde. Dar totuși avem, chiar e pe listă următorul, ce viziune aveți asupra clădirilor de patrimoniu, clădirilor de, cu o valoare arhitecturală, clădiri vechi, care chiar dacă poate nu sunt monument istoric, contribuie la o valoare ambientală, identitate a Bucureștiului. Păi, argumentul meu cel mai mare este exemplu personal. Hala la Minor. Monument istoric de categoria A a fost reabilitată și salvată prin efortul nostru. Am muncit mult acolo și sunt mândru și fericit că am reușit să salvăm o parte din istoria României. Atenție, acea clădire stătea să cadă. Parțial. Dumneavoastră știți bine situația de acolo. Parte din ea era deja prăbușită, era colaps. Nu s-a mai putut face nimic. A trebuit să o reconstruim fix așa cum a fost. Care-i părerea mea? Ok. Cred că ar trebui să fim mai realiști înainte de orice. 1, 2. Adică nu se poate să avem mai multe monumente istorice decât Franța. Adică nu cred că suntem în situație. Dar dacă sunt, dar nu cred că am auzit ceva de genul ăsta, poate că e real, poate că nu. Dar eu. Da. Eu am avut o discuție cu o persoană în care mi-a zis: "A, lasă-mă că uite ce ne-a făcut, ne-a luat clădirea, că nu știu ce, dar ce, vrei să știi ce-i fac?
Îl listez, mă, îl bag pe lista monumentelor. Bine, asta e o altă discuție, da. Și mă răzbun pe el cu chestia asta. Asta prea e laxă, altă... prea laxă chestiunea asta. Noi am găsit clădiri listate care erau construite din prin 80, 80 ceva clădire listată din prefabricat. Nicio legătură cu istoria României. Aici e o discuție de nuanță. Acum, revenind la partea cu patrimoniu, Bucureștiul are într-adevăr, într-o formă sau alta de patrimoniu, într-adevăr, are, cred că, în jur de 50% patrimoniu, ca și cantitate, dar într-un grad diferit de patrimoniu, deci nu complet. Apoi, treaba asta cu anii 80 este acum o direcție, cumva patrimoniu recent, deci niște construcții industriale, e o întreagă dezbatere, dar eu cred că problemele vin nu neapărat local, e nevoie de o politică în sensul ăsta, adică marea problemă e că, de exemplu, eu dacă aș avea o casă și nu știu, de patrimoniu și n-aș fi în domeniu, pare că e o corvoadă să ai acum. Nu pare, chiar este. Mi-am trecut prin furcile astea. Asta este problema, că nu este o politică în sensul ăsta care să ajute și pe cel care are. Să există o colaborare în sensul ăsta. Noi milităm către genul ăsta de echilibru. Pot face așa o mențiune. Nu, e mai degrabă să vă vorbesc din propria experiență. Da. Este o prevedere legală, conform căreia o clădire care stă să cadă se autorizează în 48 de ore fără certificat de urbanism. Doar cu expertiză de la expert, domnule, colaps. Risc de colaps. Știți că există o prevedere legală în legea 50 sau legea 10. Da. Poți să pui și în... Știți cât a durat un președinte pe legea asta să ia autorizație? Cât? De la 48 de ore s-au făcut 2 ani. 2 ani! Deci este un calvar. Nu se poate așa ceva. Și dacă nu credeți treaba asta, nu încercați să... să schimbați, nu să renovați, nu să consolidați. Să schimbați o fereastră, la o casă monument istoric. Și de-abia atunci să vedeți... Da. Furci ca Udine. Aici sunt mai multe zone. E o altă discuție aici. Pe zona asta de patrimoniu. Ideea e că asta cumva ar trebui contextul să fie mult mai, echilibrat și favorabil și celor care au patrimoniu și celor care vor să investească în patrimoniu și administrație, mă rog, tuturor actorilor. Noi încă n-avem lucruri. Și desigur încurajare, pentru că restricțiile asupra dreptului de proprietate pe care pare că o clădire de patrimoniu le impune, probabil, conform Constituției României, ar trebui să ducă și la o justă despăgubire, chiar dacă nu e expropiere, care înseamnă reduceri de impozite, încurajări de la prime, facilități. Credite fără dobândă. Facilități reale în scopul identității locale, poate aducerii turismului și așa mai departe. Și apropo de calitate și de vești bune, pentru că ne dorim și vești bune, Ordinul Arhitecților militează pentru atribuirea de proiecte de calitate, atât estetică, cât și tehnică și financiară, în principal prin concurs de arhitectură și nu prin licitații cu prețul cel mai mic. Din punctul ăsta de vedere, aveți în vedere sau vă gândiți la clădiri emblematice, investiții care într-adevăr ar putea să atragă atât calitate bună cât și ceea ce vă doriți în sector, poate? Am mai făcut și vă mai face concursuri de... Asta vreți să auzi. Apropo de monument istoric, noi acum când discutăm, suntem într-o clădire, monument istoric, pe care noi am reabilitat-o. Era ruină, o treime din acoperiș nu mai avea deloc, iar aici când am intrat, călcam cu grijă să nu ne colaps. De altfel, școala a fost evacuată după ce a căzut parțial balconul.
Adică această clădire era blindată, că nu era în regulă să intri în ea și noi am făcut-o așa cum o vedeți. Deci nu pot decât să vorbim din perspectiva exemplu personal. Noi tot ce am avut și tot ce avem de patrimoniu, ba mai mult decât atât, am și cumpărat halala, da, n-am moștenit-o. Da. Noi am cumpărat-o ca să o salvăm. Deci un popor nu poate exista fără istorie. Adică numai cine nu-i conștient de chestiunea asta nu înțelege care e valoarea adevărată. Dar chiar și așa trebuie să fim pragmatici. Adică total de acord cu ce spuneați. Deci facem un concurs? Da, să-i și ajutăm. Promitem Facem. Ne vedem într-o zi să discutăm chestiunea asta. Ce funcțiuni sau ce, nu știu, o temă ați vedea în sensul acesta pentru un concurs de soluții? Am mai zis deja. Da, un muzeu, o casă a viitorului, ceva, o clădire de cultură, o clădire de știință, de tehnologie, de o chestiune de genul acesta. Da, chestiuni unicat se pretează clar pentru așa ceva. Pentru un concurs de idei, concurs de soluții. Cu mențiunea că dumneavoastră îmi dați mie teme. Cred că trebuie să vedem teme unii altora. Haideți să vedem cum le facem să nu mai dureze atât de mult. Da, e complicat pentru că SEAP-ul și sistemul așa e destul de complicat, dar cu tenacitate cred că rezolvăm mai rapid. Probabil că unii care văd cum se mișcă, probabil că sunt veșnici. Eu sunt conștient de cât de vremelnic sunt pe pământul ăsta și în funcție cu atât mai mult. Și îmi doresc să fac cât mai multe în timpul pe care l-am la dispoziție, da. Da, cu cât intrăm în subiect mai devreme, cu atât șansele să fie mai rapidă toată procedura sunt mai mari. Sunt mai mari. Da. Așa, și ca să venim la o întrebare foarte interesantă, ce oraș preferați în Europa, nu știu, sau în lume, vă inspiră și vă inspiră să, nu știu, să aplicați aici, în sector. Și chiar pe București. Sunt puține orașele dezvoltate, din lumea dezvoltată, din care nu m-am inspirat. Chiar în agenda telefonului am tot felul de soluții de urbanistic, soluții urbanistice. Înainte de orice, Paris. Și asta nu pentru că București, că nu e cu Paris, nu are nicio legătură cu subiectul. Am locuit 2 ani la Paris. Îmi place mult, e un oraș care mă atrage, cu plusuri și cu minusuri, nu există nimic perfect. Dumneavoastră mi-ați vorbit de Paris și despre înainte să intrăm înainte să se înregistreze. Deci, dar sunt multe orașe de unde avem de învățat. Îmi place Roma, îmi place Madrid. Au avut capacitatea să facă acele pasaje care să fluidizeze circulația, după care au tras o dungă roșie care a limitat centrul și a zis aici ca la noi, la Mărășești, pe aici nu se trece. Sau plătești scump. Asta cred că are nevoie Bucureștiu. Haideți înainte să începem podcastul. Vorbeați de inelul principal care trece pe aici. Noi avem toate materialele, ne chinuim de 4 ani de zile să facem asta. Și primarul general, după ce mi-a zis că da, e adevărat, trebuie făcut, declarația publică, dar n-are puz, nu-i dau că n-are puz, are puzul de anul trecut pe masă, nu vrea să-l semneze. Inelul principal, de asta a fost gândit, să ducem circulația pe el și să restricționăm circulația prin centru, unde aerul este mai puțin respirabil. De ce? Da. Apropo de nu că pasajele nu sunt o soluție pentru trafic. Nu-l găsesc la telefon, că l-aș lua de mânuță, îl iau eu în mașină, îl iau eu cu mine în mașină și îl duc să vadă cum se circulă la Berceni, pe centură, unde nu erau pasaje. Când nu erau pasaje, era o nenorocire. Mureai acolo. Astăzi se circulă absolut elegant. E o plăcere să te duci la Berceni sau să treci pe centură pe zona aia. Noi ne-am mutat producția, care nu acolo o unitate de producție, a noastră, primăria sector 3, și ne-am mutat aici stația de asfalt, stația de beton, pentru că se răcea asfaltul în mașină, 2 ore cât făcea de aia. Sau se întărea beton în mașină. Acum noi am mutat baza înapoi, de ce? Păi facem sfert de oră.
Deci orașul de 15 minute. De 15 minute. Dar cu mașina nu pe jos. Să știți că noi ne-am gândit de mult înainte să, și am avut mare plăcere să marele urbanist Carlos. Da, ați fost la discuție atunci. Fost, la, mi-a dat cartea, la... autograf. Da, noi de mult gândim chestiunea asta, să ai de unde să-ți faci piața, să te duci la parc, să te duci la locul de joacă, să te duci la grădință, la creșă. De mult avem chestiunea asta. Mai avem să încurajăm mult zona economică în sectorul 3. Avem prea multă dezvoltare de locuire și prea puțină dezvoltare pe partea de locuri de muncă. În acest sens și Hala la Minor încercăm să o ducem pe zona asta și încurajez investitorii. Mai dulu, încercați și o chestiune de birouri, de, știu și o zone comerciale, cu showroom-uri, cu chestiuni care să genereze locuri de muncă, pentru că altfel, iată o altă componentă gravă de trafic. Vin să doarmă în sectoarele 3, 4, 5 și să duc să lucrez în sectorul 1. Da. Numai dezvoltare în regulă nu e asta. Și la asta contribuie din plin și guvernul României. Și aici nu s-a interpretat că am eu ceva cu guvernul României, că nu, cei care au conceput să aibă ministerele și toate cele să le ducă pe toate în zona de nord. Da. Ministere și așa mai departe, guvern și toate cele acolo, de natură să genereze blocaje, ar trebui o împărțire mult mai echilibrată, exact. O distribuire mai echilibrată a activităților și economice și sociale și așa mai departe. Uh-huh. Înainte să încheiem, brandul sectorului 3 era sectorul verde, nu vă mândreți era, cu... este. Asta vreau să vă întreb, ce planuri aveți în sensul ăsta? Mari. În fiecare an, dar e regulă la noi, plantăm peste 10.000 de copaci. Deci peste 10.000 de copaci în fiecare an. Îmi face atât de mare plăcere când trec pe zone reabilitate cu 2, 3, 4 ani și văd cât de frumos au dezvoltat copacii. E o plăcere, e o satisfacție. N-are cum să fie. Nici cel mai bun salariu din lumea asta nu poate să se ridice la nivelul de satisfacție pe care îl am, să vezi cum cresc. Dar nu trebuie să mă credeți deloc. Nu vă duceți la mare? Nu, vă duceți și la mare pe la noi, nu? Da. Păi și nu vedeți aliniamentele de copaci? Mai e undeva în București așa ceva și nu știu eu? E bine că au început și alte sectoare. Să dea bunul Dumnezeu. Dar atenție, acolo se găsesc zeci de tone anual, zeci de tone de CO2 care sunt atrase, purificate, în sensul că reține carbonul și eliberează oxigenul. Absolut necesar. Și apropo și de PM10, PM2,5, tot cea mai sănătoasă soluție, copacii sunt. Știți, coroana copacilor cu frunzele se constituie într-un filtru. Aerul care îl trece, particulele de praf, acelea fine care afectează sănătatea într-un mod grav, din ce spun specialiștii, nu spun eu, și Bucureștiul este în infringement pe tema asta, nu pe CO2 sau pe doxe. Și pe urmează, că avem probleme grave și acolo. Dar noi astea în infringement din 2009 pe PM10, PM2,5. Ori copacii sunt o soluție și pentru asta. Dacă vă uiți pe Grigolescu și ați văzut zidul ăla, perete viu din Mesteacăn, tocmai aerul care trece pe acolo, frunzele opresc mare parte din acele particule. Vine ploaia, îl spală și îl duce jos în sol, îl duce în canalizare, unde acele particule devin inofensive. Vă urăm succes. Mulțumesc asemenea. Vă doresc și la o colaborare cât mai bună. Am reținut promisiunile. Acum, am reținut. Ba chiar mult mai bine, că întotdeauna este loc de mai bine. Mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc și încă o dată, vă mulțumesc pentru inițiativă și cu mare drag. De ce doar în campanie? Mai veniți pe la noi, că avem atât de multe teme importante. Sunt și vor fi. Deci o preluăm ca pe o mână întinsă ca să continuăm apăsat pe diverse teme și în continuare. Ușa deschisă larg. Mulțumim mult. Și eu vă mulțumesc din suflet.